Sunt elevă în clasa 3. Învăț în gimnaziu numărul 2. Mă simt mândră de acest lucru pentru că aici vorbesc limba română. O vorbesc cu drag. E limba în care n-am cum să se adună, în care bunica îmi spune povești, în care copil fiind, spun poezii și cânt melodii. N-aș putea o face atât de bine cu învățătoarea mea, care ne vorbește mereu despre frumusețea limbii noastre. Limba română copiii s-a născut odată cu poporul român. Se dezvoltă odată cu acest popor. Noi suntem acei care vorbim limba maternă și o vorbim cu drag. Ne mândrim că vorbim această limbă. În această limbă au vorbit strămoșii noștri. În această limbă au scris poeții, scrierile sale pline de farmec și mister. Și tot în această limbă învățăm și noi să ne exprimăm dragostea de mamă, de neam și de papi. Și nu degeaba este și titlul lecției noastre, limba noastră e o limbă. Cum ce aș face să spun o poezie? Limba mea română e floare prea frumoasă, ce-și are rădăcina aici, la mine acasă. Limba mea română, floarea mea cerească, stropii voi cu iubire, în veci să înflorească. O voi feri cu grijă de răul cel străin, să nu-mi împroaște nimeni cu ură și venin. Căci doar așa, frumoasa și minunata, floare va fi lumina vie în casa mea cea mare. Ramul vedetație, o pasăre măiastră, cu drag și mirare, ascultă limba noastră. Le spune și cuvinte, și cântă la fereastră, le aleargă la studiile, din limba sfânta noastră. Datorie fiecărui elev este de a nu o stăci. Acesta este îndemnul directorului gimnaziu numărul 2, doamna Lilia Măzan, care este un model de vorbire corectă. Am vrut să le aduc mesajul ca să conștientizeze că un scriitor este un dar de la Dumnezeu. Este un mesager care le aduce copiilor, îi mobilizează pe copii să urce spre înălțimi, să urce spre realizări, spre succese, să fie buni, înțelepți, deștepți și mărinimoși. Asta a fost scopul nostru de astăzi și să-i motivăm să citească și să nu stea cât. Nu există nimic mai de preț pentru un popor decât limba maternă. Scriitorii sunt cei care promovează limba română, scriile sale nemaipomenite. Dată cum elevii joacă rolurile personajelor din acest microroman. E ceva extrem de emoționat să-ți auzi din gura cuiva, mai ales a unor elevi, vorbele pe care le-ai scris tu, dialogul pe care l-ai gândit și să-l vezi înscenat pe scenă de niște elevi și care și după felul cum interpretează, după felul cum se pronunță, parcă ar fi chiar personajele pe care le-am născocit eu. Și Limbii noastre pop frumos, apuri străi.
țara noastră sfântă, noi suntem moștenii ei. Ca scriptura destă veche, proaspătă ca roara, nu-i găsești în cer pereche și n-avea mai dulce neam. De-apuriu florească, alimpii noastre pom frumos, de-apuriu strălucească, alimpii foc miraculos. De-apuriu florească, alimpii noastre pom frumos, de-apuriu strălucească, alimpii foc miraculos. E ca și cum ai avea o comară. Limba maternă e limba visă, e leagă în copilărie, e o mireasă plăcută de fiori, de măr, răbăcătoare, de mângâiere și pace. Mie dragă, o vorbesc și o iubesc, pentru că e limba mamei, ea mea și e sfântă.